Înțeleg că din zona Nicolae Grigorescu prin spate, pe la metro, în zona aceea în spate, înspre Iore, s-au luat cuvele acelea îngropate și cetățenii se întreabă ce s-a întâmplat cu ele, să mai pune ceva în loc, dacă da, când. Pentru că cele vechi ne creau probleme, ar trebui permanent să le reparăm, n-au fost făcute foarte bine și mai ales pentru că pentru pubelele de tip vechi îngropate, aveam nevoie de forță de muncă multă și dura relativ mult ca să le ridicăm, să tragem pubele, să le punem înapoi, să le coborâm, să le nevulnerabiliza și sistemul hidraulic, pentru că uleiul hidraulic se schimba mereu din cilindrii hidraulici cu hidraulica mașinii și ne genera ceva probleme. Deci dacă au fost scoase, ăsta e semn că venim să punem modelul nou de pubele.